Așa, mamă. Și asta vă spun, sunteți creștini ortodoși, mamă. Și creștinii nu se poate dată numele preasfintii trei. Cu sectare să nu vorbiți. Și sectar nici o gradă să nu-i primim, nu în caz. Și sectare sunt înainte mergătorii lui Anticrist. Și uneltele satane, Mântuitorul a spus, în vremea de apoi vor ieși proroși mincinoși și Hristos mincinoși. Și pe mult vor așa, eu am vorbit la Casa Culturală a Sucerii, am 2 ani, 9 ore am avut 400 de sectari predicatori. Un pluton de armată care mi-a ținut somn, mi-a măsuit în braț, acolo sunt, mi-a pus 2 televizoare, unul în dreapta, în stânga, prea se întâmplă lângă mine, atâta preot, era profesor cu școală, Casa Culturală a Sucerii. Și cum o atacat biserica? Eu eram lângă prea să începe și atâta preot. S-au făcut 2 câte sfădesc, 2 predicatori de-a mă. Eu eram sus aici, era jos acolo. Poporul era pe alte scaune, sus, la Casa Culturală sau pe alte scaune. S-au făcut câte sfădesc, ca să atace ierarhia noastră. Și bă, cine a omorât pe Hristos? Unu. Și ăla, dar serie și preot, auzi, să-l odească de el în ierarhia biserica. Dar armata mă întreabă, cum ai părinte? Bă, care ar serie și preot să omoră pe Hristos? Ana și Caiafa. Dar de ce aduci tu umbra legii și serie de legea legii care le condamnă biserica noastră? Pe celălalt, pe Ana și Caiafa. Și-l lovește în ierarhia biserica, dar sărie în orice de preotul meu. N-ai auzut și de apostol. Cele 10 au trecut, toate s-au făcut 9. Și cele de legea 10 au fost umbra celor viitoare. Deci chiar trăiți în biserica de azi, care-i stâlp și întărirea adevărului, cu cele ce-a fost în umbra legii, în legea 10. Și urmă, dacă a văzut că i-a răspuns bine, a început cu Sfintele Icoane. Da, dar v-a încendat la timpul și-o predicătare. Și a ajutat părinte, armata era între noi. Bă! Cel întâi care a făcut icoane-i Dumnezeu. Ce spune la genel? S-au făcut Dumnezeu pe om după chipul și asemănarea sa. Icoana Dumnezeu. Primul este om, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. L-a făcut după chipul și asemănarea sa. Vezi când este icoane. Dar legea veche, n-a spus Dumnezeu, ia vezi la nume. Ia vezi la Leviticon. Nu ia spus lui Moisei, fă 2 erozin de aur curat. Și fă și criul legii Domnului, bineam de salcăm și la îmbracă-l cu aur. Și pictează pe părinte biserii tipul de erozin și arată. Vedeți, la nume, că cu tare nu, căutam numărul cu tare. Când au văzut că îi spun, gata, au început să schimbi altele. Dar de ce voi faceți altare? Da, nu s-a făcut altar. N-a făcut altar Moise cu porunca Dumnezeu și Aron și celălalt. Ba ca să nu predica. Întâi am vorbit o oră jumătate, biserica e stâmp și stâmp, întărirea adevărului. Și am început discuția cu dânsul. Cu întrebări. Puneam întrebări și răspunde. Asta a fost la Suceava, la Neva. Șavul m-a dus la Rădăuț, acolo însă sectar mult de la Frătăuță de sus, Frătăuță de jos, de acolo, și acolo era vreo 500 milioane și acolo. Da, frate și surori, noi, unde o să zic, atenția avem din Bocovina. Sunt creștem bun, săracă, în statele Bocovina. Dar au băgat diavolul și sectar pe acolo. De la Rădăuț câte am avut treabă cu noi. Erau de la Zicuvi de sus, erau de pe la Frătăuță de jos, atunci. Sectar tot, a povrut Dumnezeu că a fost discuția frumoasă. Vă rog, Mântuitorul a spus că vremea de-apoi ar fi iasă Hristos mincinoși și proroi mincinoși și pe mulți vor înșala. Când te-ai intrat în casă și îți vorbește Dumnezeu, asta te-ai spus. Ia de crezul, bă!
Cred, cele două sfiate, unii sunt sinteza tuturor domnilor creștini ortodoxi. Și dacă a dus credul exact ca în biserică, demonstrăm divorțul. Dacă nu fui satan, nici o gradă nu te primim. Da, biserica luată de 2000 de ani de la Hristos, atâtea senoade apostolice și de gumenice, și atâtea milioane și milioane de sfinți care și-au pus sufletul pentru și martiri, când am fost la Roma, ne spunea de la Nero până la Cotadei cel Mare, numai la Roma au fost 6 milioane de martiri mucenici care și-au pus viața pentru Hristos și apoi au pus purcășunile astea, ne spui nebunile, nu? Că sunt adventiști, evangeliști, baptiști, sunt martori lui Jehova, toți dragi, toți rătăți. Mai sunt și secte hinduiste, de la Buddha, de la Brahma, Vishnu, și de atât de vrăjitorii indieni, păzuni. Păzuți-vă, mamă de sectari, ca de diavol, ca și ei dragi văzut. Ei au întregi numiți dragi arhiconi, dragi teologi care sunt Scriptura, dar se învață pe de rost, da, fidoși, ca nu te mântuiesc, să răzătească adevăr. Păziți-vă, mă. Dragii mei, frate, v-am vorbit o leacă de Sfânta Rugăciune. Am să vă vorbesc o leacă și de miroste. Să știți așa, ai văzut fericirea aceea. Fericiți și mirostiți ca aceea să vă mântuiesc. Să știți că milostenia nu este de Dumnezeu de la fel deopotrivă, numai. Fie cât poate, care poate, cât ar lasă inima. Eram în Ierusalim, am 20 de ani. Și acolo e moscheea lui Oma, cea mai mare biserică arabă. Lângă muntele More, unde a adus Avraja, unde a fost vechea biserica lui Solomon. Ei, ne-am adus aminte cum predica Mântuitorul în biserica aceea. Acolo nu te lasă să ieși în casa, discută-mă încă. Toți discuți, loc sunt, n-ai voie să ieși în casa. Și ne-am adus aminte cum au venit boierii, fariseii, saduceii, arterei și dădea bani la gazul sedace, la cutia biserică. Pe atunci banii era talanță și din alt. Și scotea fiecare și arunca cutia biserică. Că asta era poruncă la Dumnezeu să dea la cutia biserică. Da, dădeau mult ca zeu. Dă o geantă vadană, săraca, năcășită. A venit și el. A zis doi bănuți legate într-o băsmăluță. Și era și rușine să-i scoate când vedea cât de mult dau aceia. Era rușine, era doi bănuți, o nimica, față de cât dădea aceia. Dar până la urma urmei săraca vadană cu ochi, cu lacrimi în ochi, o scos fie bănuță și o pus acolo. Acolo era Mântuitorul cu apostolul Petru și el a întors. Oare Mântuitorul nu se uită la fața noastră, el vede inima tuturor, gândurile tuturor. Dar Dumnezeu nu este neștiință. Îți dea mă pe Petru și mă, Petru, vezi vadana asta, o da mai mult decât pe asta. Dar cum da? Și-o dat doi bănuți. Atât au avut. Este o dat din prisos, că rămân buzmările pline. Dar ea atât au avut, o dat tot averea ei. Și-o primit Dumnezeu aici doi bănuți mai mult decât tot ce-o dat aici am putea avea. Pentru că o dat săracă și-o avut. Atât au avut și cu smerenie, cu lacrimi. Aici s-au întâlnit două virtuți mari, smerenia cu milostenia, care zboară la cer ca fulgi. Deci, ei, dragii mei, dacă nu puteți să trimiteți la biserică moții daruri, trimiteți un copilaș la biserică, o fetiță, un băie, cu două, trei lumânărele, și le pui într-un semne, dacă nu. Dacă ai o decod de unde le-am stau, vin bine, dacă nu, atâta. Prin acele trei lumânărele care se pun în semne, Dumnezeu va gospodărește tot averea ta. Ca să iasă Dumnezeu lui Moise, învață poporul să aducă darul la biserică
fiecare cât ar lasă inima. Că prin acelea voi blagoslovi toată averea lor. Da, care are mult săracu, e bun să ducă mai mult. Dacă are nu, cât de puțin. Dacă ai dus un căl de pâine. Dacă ai dus un decol de ulei, o deacă de vin, o prăscură ceva, o lumânărică. Dumnezeu ți-o primește. El nu se uită la cât, pe darul nostru cât e din mic, la inima noastră. Dacă l-ai dus cu toată inima. El are în jurul șerurilor atâtea miliarde de miliarde de stele care sunt mai mari ca pământul și ca soarele. Și sunt o seamă de stele care de aur curat, altele de pietre scumpe, altele de smarandă, altele de onix, altele de grisolit. Sunt mai mari decât pământ și merg înaintea Dumnezeu cântând și dăm. Dacă ar auză omul cât de cu stelelor, cum merg ele împrejurul șerurilor. Au venit de unul în școală mare la Oradea cu profesor de istorie. Și le-a vorbit de istoria celor șapte șeruri de la Arhanghelul Tașme. Da, de unde să le aud aici? Înainte de hronografului asta. Și hronograf îți pe larg scrisă, da. Ei, stelele merg în timp și de milioane de urme mari ca pământ și dăm tuin. Vă sunt Doamne Damascen, dantul stelilor și stelile grești, în Bogorodic. Dacă ar auzi omul că de frumos cântă stelile cum mărge în jurul cerului, ar muri. N-ar mai mânca, n-ar mai lucra, n-ar mai... numai să-ți mai auzi atât de frumos cântă. Când mergi dantuin și cântă. Deci zeci Dumnezeu are miliarde și miliarde de copii, de aur, de pietre scumpe. Și de la noi se merge o lumânărică. Și o bucată de pâine. Și dacă ai dus săracul acolo în biserică, o mănuță de pâine, de grâu, pentru prescurs, sau știu ce, ți-o dat Dumnezeu în gând. Pentru că zice, de bunătățile tale mie nu trebuie. Dă-mi, fiule, inima ta. Tu dacă ai dat așa biserică, cu toată inima, Dumnezeu primește darul tău ca mare lucru, cât de puțin ai dat. Foarte îmi pare rău, că acum o câțiva ani, câte lume vine pe la mine. Vine o geată femeie săracă. Și într-o băsmărut, o scos patru popșori. Eu care mă trage lumea în tăte păsuri, bolnav, am numai fost și băsuri și bolnav. Patru popșori frumoși, poate aveți păsuri. O adus săracă patru popșori. Și n-am întrebat-o de unii, nici cum o cheamă, că trebuie să întreb. Ca și patru popșoi înaintea Dumnezeu fost mai mult decât dacă ai duce 10 vagoane. Atât au avut sărac. Patru popșoi într-o băsmărut. Vezi cât e de bun Dumnezeu, primește ale noastre cât de puțin. Ai văzut Solomon, o văzut biserica aceea, ne-a văzut natul la Ierusalim, de aici, de la muntele Moria, până la Elaxa, la zidul plângere, e jumătate de kilometru, atât de mare a fost biserica lui Solomon, făcută în 46 de ani, cu miliarde de miliarde de aur, de argint. Și când trebuia să-ți întâlcă Solomon biserica, citesc la cronice, în Biblie, trebuie să vii tot poporul în Ierusalim la sfințirii. Și-o dat așa, fiecare să aducă după puterii, darul la sfințirii. Dar el o pregătit masa pentru tot poporul, că era astea milioane de oameni. O tăie 12.000 de boi, de că crede în Biblie. 200.000 de oi și nu știu câte milioane de păsări. Contin masa pe kilometri întregi, pe tot poporul, cu 14 de zile o să nu se înțelea biserică. Citeți în Biblie, că scrieți acolo, care aveți Biblie. Citeți. Atunci când s-a simțit și-a făcut prane cu uita așa de mare, pentru atâtea milioane de oameni s-a simțit biserica. O geată vadană din Ierusalim, n-a căzut. Avea și o capră. El n-avea nici bani, nici păină, nici vin, nici un dilem, nici pâine. Și s-a gândit ea. O tuns capra, că s-a anunțat biserica, să întreia biserica, înainte aproape cu un an. O tuns și e capra ei. Și-a tuns părușeala și-a făcut un gemut. S-a lovăsut roșiatic părușeala de capră.
Și când se m-a ajuns și ăla, se întâlnă, mă, eu și dam să duc. Lua gemul și ăla cu păr de capră. Și văzut așa, văzut că trec atâtea mii de cară, cu țuhal, de făină, de grâu, o trec atâtea cară, cu covoare alesă, cu fiecare duce și avea. Și poate trebuie la unul să lege un sac. O lua și ia gemul și-a de păr, capră, în mână. S-o duc cu dânsul și dacă s-o gândi săraca, dacă la serie și neava, el dau. Dacă nu, nu-i aduce înapoi. Că n-avea ce duce. Ca să vedeți voi cât e de bun Dumnezeu, cu cine cărând. De ce ei pomni săracul în Scriptură, și pe săracul și pe văduva va primi, calea păcătorului în sate, e s-o duc cu gemul și ăla, dar nu e roșărut nimic. Atunci o da pro din Solomon, da, în Sfânta Sfintelor, unde aveai voie să intri numai odată pe ea, numai arterie, ca tapterna a doua. Acolo o pus steaua, e mai scump, pe creul legii Domnului. Pe rovimii sau seriu cu cel cu șapte candele de aur, sarnă. Și-o zis, mă, vine atâtea milioane de oameni la biserică, ar să ridice praful de picioare și ar să treacă pitecata pe teamă și ar să pui pe Sfânta Sfântelor, ca să ia. Acolo n-avea voie preotul să teme, numai arterie odată n-a. În Sfânta Sfântelor, unde era să creu legii Domnului și tablii legii care i-o dat Dumnezeu în Moise, celălalt, ce aveau mai sunt. Și-o zis, bă, facem un cort deasupra scriurilor legii Domnului și a ierovimilor acelea. A adus 9 covoare frumoase, tare, cu fire de aur, și-a făcut un cort, să acopere scriurile. Da, aici unde trebuie să intri la scriurile legii Domnului. A făcut o perdea frumoasă de aur, cu verii de aur. Dar o zis unul, mă, veniți de aur, dar aștereu intră odată, na? Și acolo aducea jertfă pentru păcat de lui și a trebuit cu. Dar veniți de aur, dar zice, ar să ridice praful. Pisica ta, de la atâta lui, și atât praf, veniți. Și ar trebui veniți să punem o oață aspră. Ca când atrage aștereu, ce-i veniți, ca să treacă perdeaua. Să se ducă praful de pe el. Vine, măi, la unul zis, măi, știi ce? Dacă mai vine și păr de capră, că așa la iasă. Și atunci un levit, un diacon. Păi și în biserică, vede pe mătruș aceea. Cu gemul de capră, nimeni nu-i vreau să rupă în apă. Mătruș, dar ce e asta? Dragul mame, am un gem de păr de capră, poate trebuie cu ima. Dar nu ne-l dai nou, dar luăm. Nu ne vreau să rupă nimeni până am. Și unii au primit Dumnezeu darul la aștept pe Sfânta Sfântelor, în altarul cel mai sfânt, al treilea din fund. Și când au pus levite, când au măsurat ața și ei și-au pus-o la vericele cele de aur, nu au fost nici mai lungă, nici mai scurtă, numai cât trebuie. Și auzi, măi, cum Dumnezeu a avut grijă. Și se arată Dumnezeu noaptea Îngerului Domnului Veseliel, mai mare mesul lui Solomon, care el a condus lucrările 40 de ani, el era inspirat de la Dumnezeu cu un fac. Și îi spune, Veseliel, iubitul meu, să știi dacă Solomon a pus în biserica asta atâtea miliarde de grâne, de aur, de argint și pietre scumpe, al doilea după el, ctitor mare, este văduva cei care au adus un gemușor de păr de capă, care l-au primit Dumnezeu în Sfânta Sfântă. Vedeți voi cât iubește Dumnezeu smerenia? El a adus arăgă că atâta o avut. Iar Dumnezeu l-a primit în Sfânta Sfântă. Când l-a adus o femeie săracă și năcăduși. De ce este vă fie milă de săracă? Dacă n-ai mai mult să-i dai, mamă, măcar n-o locuri. Dă-i un mânuț, dă-i un bănuț, dă-i o mână de făină, dacă ai o cătă de pâine și poți. Iar dacă nu, măcar nu lucrăc, sunt care și iernă, că râstare. Știi de ce vă vorbesc, că este zis prin milostenie. Că milostenia, că se întâlnește cu smerenia, zboară ca fulgerul ăsta.
smerenia, adică că în spaimele ostenie, dar spare rău că nu ai făcut mai mult. Dai și pot, dar spare rău, mă, dacă s-a rău făcut mai mult ca mine. Și spare rău că n-ai făcut mai mult. Și atunci, darul tău cât de mic ar fi, îl dă cu pisare. Dragii mei, frați și surori, a venit numai de acolo. Nu știu, o da masă, a fost la masă? N-a fost, că aici se dă masă la închinători, mamă, este tratezul vostru de-o parte, noi am luat-o de-o parte. Așa e aici, cât poate mănăstirea, e ospitaliere, dă masă și la închinători. Dar vreau să vă spun un lucru. Când n-aveți și da, chiar deloc, atunci ziceți așa, iartă-mă, Doamne, că n-am putut să aduc nimic. Și când ai zis un cuvânt, că aici înaintea Dumnezeu, la cer să duci. Că smerenia o primește Dumnezeu, duce smeritul-mă și m-am întâlnit. Da, asta am vorbit despre smerenie, despre milostenie, ar vorbi mult mai multe, dar eu am avut altă lume altă, altă. Când m-am dus o leacă să stau eu, nu m-am ținut nici, am un autopat. Dar plecat dumneavoastră, m-am așezat cu altă. Vin săracul. Ați aveți plată de la Preasfântul Dumnezeu, că ați venit numai de acolo și ați cheltuit. Aveți autocarul de bani, nu? Cât ați venit cu autocarul? 46. Ei, săracul. Da. Dacă îmi pare că suntem mai mulți aici. Mai sunt de la alte? Da, da, da. Dragii mei, frați și surori, v-am vorbit o leacă despre rugăciune, despre milostenie. Vorbim o leacă și de post, mă. Vezi, postele noastre nu sunt aranjate de noi, de Mântuitorul de Sfânt Apostol. Eu acum 20 de ani am fost la Ierusalim în 74. Și am fost acolo unde Mântuitorul a postit 40 de zile și 40 de zile.